Oare, a fost propus până la moment, a rămas numai cu propunerea. La întrebarea mea, unde e ancheta de serviciu, să arăt dacă cineva din colonie, ori din general, nu știu cum să face o anchetă de serviciu, nu se pricepe ce e acolo, să le arăt eu, plutonier major cu degetul, ce mi-e drept sunt acolo, ei mi s-a spus că nu se știe unde e ancheta de serviciu. Tot este un fapt foarte, mă rog, de înțeles. Păi dacă că m-au fost primit două, trei ori de angajații de la SPIA, păi trebuie să aibă din start acheta mea de serviciu, să clarificăm ce probleme. Deci, încă o dată, urmează să intrați în interior, dacă doriți să discutați, în așa fel ca să vă prezinte acele acte care dumneavoastră aveți nevoie, să fie într-o formă civilizată și ca cauza dumneavoastră să aibă. De ce luna iulie, luna lui 9 sau de efectiv, acum am înțeles că s-a propus ca să fie efectuată această audiență deja în, acum în luna septembrie, în așa fel ca să puteți discuta și cu conducerea mai în. Da, mi-a spus că voi fi audiat cu data de 24-27 în luna curentă, dar după câte știu domnul Năstase, va fi în companie electorală. Cred că n-a să le sau atunci nici n-ar vrea să aibă dreptul să mă audieze, că atunci nu va fi ministru, că a să fie suspendat din funcție. Păi de acum e voi iarăși o minciună nouă, că eu să vând pe 24-27, să aud tot aceeași și am auzit două ori care am fost înăuntru și da, ca să ieșim cu raport la ministru și vă, totuși la SPIA, cu persoana care m-a audiat prima dată, mi-a spus că eu sunt corect, s-a cerut scuze de partea pentru colegul care mi-a falsificat încheta de serviciu și mi-a spus că voi fi audiat de ministru. Până ziua de azi, ca să, mă rog, aproape două luni de zile, nu a fost. Deci deja ați discutat cu colegii mei, am înțeles că ați convenit pentru acest segment și să fiți în audiență și cu siguranță conducerea Ministerului Afacerilor Interne o să discute cu dumneavoastră exact pentru segmentul care a fost. Cam asta dar este care a fost motivul în timp de două luni zile că m-au scos până nu am ieșit cu placatul în fața Ministerului Interne? Care a fost atunci problema să mă audiez? Eu nu o să vă comunic ce a fost două luni în urmă. Acum, dacă tot ați întrebat, v-am comunicat poziția oficială și sperăm că totul nu se dar domnul Năstase se va suspenda de funcție sau nu? Nu pot să vă electorală. Aceasta, cred că o să vă comunice domnul Năstase. Noi aici facem activitatea în cadrul Ministerului Interne. Sper și cred data viitoare că să, tot cred că să implic și televiziunea și toată să fie povestea până la urmă pusă, să vedem rezultatul care va fi. Cu siguranță veți fi ascultat și chiar sperăm că o să fie bine. O zi frumoasă! Fără lozincă și fără presă nu rezolv. Nu faci nimic, fără presă nu faci nimic. Păi, de că au chemat și poliția de sector, că li s-a spărut protestul periculos. Are probleme cu telecomul.